domnilor, cum e să ai 25 de ani de relație în timpurile noastre? Numai ei știu. Sunt amândoi celebri, foarte dotați intelectual, tranșanți, au împreună un copil, dar sunt destul de discreți cu viața personală și totuși ne întrebăm noi care este secretul acestei relații solide și aparent nealterate de episoade conjugale dramatice sau ori fi fost. Să vedem ce ne spune ea, doamnelor și domnilor, celebra Carmen Bruma. Bine ai venit, Carmen! Mulțumesc tare mult, Mădălin! Ai multe de spus. În general, tu ai foarte multe de spus. Nu, tocmai n-am multe de spus la... Nu vrei să spui la capitolul ăsta. Dar totuși lumea se întreabă. Ce nu suporți, ce nu mai suporți după 25 de ani de relație cu Mircea? Păi suport orice. Asta e ideea, tolerez orice. Dacă aveți 25 de ani, mă gândesc ce n-ai mai putea suporta. Da. Există un secret. Sau există mai multe. Că totuși, în zilele de astăzi, foarte puține cupluri, ceea ce știi și tu, rezistă atât amar de ani între ghinimele. Cred că, la urma urmei, dacă ar fi să aleg, că sunt multe ingrediente. În variante, da. Cred că un ingredient important este să ai un plan. Da. Un plan de viitor la care ambii parteneri să țină la fel de mult. Okay. Iar planul nostru de viitor comun este Vlad. Și atunci mi se pare că dacă ai un astfel de scop, de plan, da, restul lucrurilor se așează. Sunt mulți care au copii și care tolerabile. N-au reușit să se țină de plan. Adică diferența la voi este evidentă. Și faptul că ați tratat cu foarte mare discreție viața personală. Asta este un alt ingredient. Cred că în lumea asta, faptul că am știut să păstrăm pentru noi toate etapele prin care am trecut, că în 25 de ani îți dai seama că treci printr-o grămadă. Cred că lucrul ăsta iar a fost un punct important. Da. Pe lângă faptul că aveți un copil, care a apărut totuși de 10 ani. Da. 15 ani au fost fără. Deci ați avut mai multe planuri. E clar că aveți altceva decât foarte mulți dintre oameni. N-ați trecut prin episoade dramatice niciodată, n-ați trecut prin episoade limită. Te-am întrebat la un moment dat și cred că mi-ai zis foarte sincer despre asta. Nu știu, eram pe online atunci, am fost printre primii care au făcut podcast în România, dar într-o perioadă în care și ai fost foarte deschisă și ai vorbit. Da, normal că am trecut. E imposibil în 25 de ani să nu treci prin momente mai puțin plăcute, în momente limită. Important este că de fiecare dată am judecat așa. Eu sunt o tipă foarte rațională și foarte calculată și bine înfiptă cu picioarele pe pământ. La mine e pe calcule. Adică am stat frumos și am zis, băi, ce merge, ce e bine, ce e avantajos pentru noi. Ce nu merge? Ce nu suportăm unul la altul? Da. Ce e groaznic? Da. Tâc, 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 tâc. La final, ia să vedem. Astea sunt mai multe sau care sunt mai multe? Astea. Deci încă merită să... Să investim. Încă merită să investim. Și atunci am mers mai departe. Și am făcut lucrurile alea de nesuportat tolerabile. Ce a fost cel mai greu de tolerat în acești ani, dacă ai putea să... Ce se poate spune? Tu ce crezi? Toți avem niște momente... Sunt lucruri banale, sunt lucruri care derivă din meseriile noastre publice, sunt lucruri din astea absolut mărunte pe care orice cuplu care are niște ani în spatele le înțelege. Ce n-ai suportat la Mircea? Ce era greșit la el la un moment dat? Și și-a corectat? Nu știu. Să-l transform pe celălalt, nu, asta nu, eu nu cred că e o soluție viabilă. Că nu cred că ați avut probleme de comunicare, adică păreți genul de oameni care tot timpul au comunicat. Eu cred că toată lumea are probleme de comunicare la un moment dat. Ok. Nu există cuplu care să n-aibă această problemă de comunicare. Important e că în timp am știut cumva sau am intuit. E posibil că să nu fi știut lucrurile astea, să zicem, da, uite, pasul numărul 3, suntem în această etapă a vieții noastre. Avem acest impas. Să vedem ce scrie în carte, scrie așa, 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 să le bifăm. Cartea asta corect. Pur și simplu cred că m-am mers și pe intuiție foarte mult. Deci intuiția v-a ajutat și probabil faptul că ați dorit să comunicați, pentru că sunt mulți care se blochează la capitolul ăsta și nu mai comunică după ce apar diverse neînțelegeri. Cu siguranță am avut și noi momente de astea de blocaj în comunicare. Ați fost la consilier, de exemplu? Doamne ferească! Cred că erați genul care sunt, Nu eram. Nu. În niciun caz, nu. Nu ni se potrivește. În momentul în care apelez la terți, mi se pare că relația s-a cam terminat, cumva.
șanse. Posibil, deși sunt mulți oameni... Am auzit oameni... puțin care să se întoarcă din morți, după, dacă pot da, să știi că am auzit foarte mulți oameni care au apelat la genul ăsta de consiliere și s-au salvat, sau măcar o perioadă s-au salvat. Asta zic. Da. E posibil. Deci n-ați ajuns până acolo, înseamnă că lucrurile au mers întotdeauna, au fost pe plus. Da, toate dar asta nu înseamnă că n-am avut la capitolul minusul nimic și că e relația noastră ideală. Nu, doar că întotdeauna a fost cu una în plus și ne-a dat bine la calcul. Asta că despre asta și cred că despre asta e vorba în orice relație care funcționează pe termen lung. Păi să fie una în plus acolo la bune. Da, Mircea de asemenea nu vorbește despre viața personală. Dacă o face, cred că ar fi stângaci. Dacă ar face, cred că ar fi stângaci sau nu s-ar simți. Dar și eu cred că aș fi la nu fel. Nu s-ar simți deloc bine. Că, pentru că știi care e chestia? Nu vine neapărat lucrul ăsta, neîmpărtășirea detaliilor intime, nu vine neapărat dintr-un calcul matematic. Bă, nu e bine, nu, așa, noi suntem pe toate publice, nu e eficient. Ci vine dintr-o chestie naturală, eu așa sunt. Eu nu, uite, prietena mea Adina, de ani de zile, de 25 ani, eu nu mă duc, eu nu-i spun ei. Foarte rar. Păi dacă o întreb pe Adina, de câte ori ți-a spus Brumă ce probleme are ea? Păi s-o să spună, păi da, să fi fost odată pe 1900. Eu așa sunt, nu simt această nevoie, nu pot să mă dezvălui foarte ușor. Dar, nu simt nevoia asta, nici față de prietenii mei apropiați. Așa, cum să o fac în fața lumii? Dar pentru că există o tendință... Am multe filtre. Există o tendință în spațiul public și este chestia marcantă a perioadei în care toate detaliile astea merg pe un curent motivațional și ajută pe mulți să se regăsească niște repere. Sunt foarte puțin repere publice în România. Și în general, oamenii caută cu disperare să se agațe de ceva, să găsească un sfat de la cineva pe care să-l pot aplica în viața lor. De exemplu, să afle cum a funcționat la voi... cum au funcționat episoadele de după ceartă. Cine e cel mai certăresc dintre voi, de exemplu? La fel, nu știu să-ți spun. Câteodată eu, câteodată... Cine se ține mai mult la supărare? Și cum rezolvați situația asta? Cine cedează? El. Ca bărbatul, nu? Cine e cel mai mult la supărare? Așa. Adina Hala spunea într-o ediție precedentă că de obicei femeile sunt cele care generează cearta și bărbații sunt cei care țin mai mult la supărare. Nu știu dacă așa e și la voi. N-aș ști să-ți spun, n-aș putea să zic sigură. Așa, că nu sunt sigură. Nu. Și? Totdeauna cedești tu? Nu. În cele Să știi că nu funcționează. Deci pe termen lung, dacă doar unul cedează, pe termen lung, nu merge. Se strânge foarte multă frustrare acolo, îi zbucnește altfel, urât. Nu există asta. Și cine cedează cel mai des? Nu. Pe termen lung, e important ca treaba există asta cu cedatul să fie în balanță. Bun, ca să epuizăm partea asta, pentru că sunt întrebările clasice ale și curiozitățile clasice. M-am obișnuit. Un defect sau două ale lui Mircea Oada și... Păi da, sunt... Ele are o mulțime de calități. Ele se pot ele vedea cu ochiul liber fiecare seară la Antena 3. Așa că... Bun. Fiecare să-și facă lista. Da, fiecare să-și facă lista. Dar sunt convinsă că și eu am în egală măsură. Tu, de exemplu, ce defect ai? Sunt fixistă, sunt încăpățânată, sunt... Am multe. Deci la ești tu paletară. Ia întreabă-l pe el să vezi că nu termin. Dacă îți plac regulile, pe undeva, mi se pare ok să-ți ordonezi viața. Și lucrul ăsta contează foarte mult pentru că jumate din succes ține de capacitatea de disciplină, de a-ți ordona, de a-ți crea un plan, până la urmă, și de a te ține, sau planuri, și de a te ține de ele. Tu ești o femeie polivalentă, așa. O plurivalentă, cum, dacă depinde cum vrea fiecare să perceapă acest termen. Ai încercat foarte multe lucruri, ai dat la mai multe facultăți, ai absolvit mai multe facultăți. Nu, încă n-am absolvit mai multe facultăți. Da, așa? Eu așa știam. Am făcut două licee, da. Așa a fost la Moscova și în România, le-am făcut România. În paralel, veneam vara și dădeam diferențe. Chestia asta cu Moscova e interesantă astăzi, n-ar da bine în pedigree, că în România... Da, orice, eu am mai spus-o de 100 de ori, numai că m-a uitat. Dar orice, adică orice ține de Moscova e așa, da, ceva ca și cum e groaznic. La un moment dat, după ce eu povestise, eu am scris o carte în care am povestit experiența mea cu kilogramele în plus, cu cele 36 de kilograme în plus. De kilograme, exact, a fost legată de acest capitol.
Capitol Moscova. N-am ascuns niciun moment și acum câțiva ani văd un titlu. Dar ce te fascina măcar asta, că nu te-am întrebat. Ce te fascina la Moscova? De ce e Moscova? Păi nu m-a fascinat pe mine, îl fascina pe taică-meu care a lucrat. Tată, s-a dus acolo. Eu aveam 16 ani și n-am avut exact. Eu n-am avut încotro, a trebuit să mă duc cu el. Deci nu mă... Am crezut că te-ai înscris la ceva, ai primit vreo bursă. După cum s-a văzut. M-au fascinat tare dulciurile lor și înghețata aia senzațională. Asta plombirul sau cum se numește? Da. Marojna era. Marojna era, nu știi. Deci așa ai ajuns la Moscova, că am crezut că ai luat o bursă. Nu, Okay. Nu, am ajuns cu părinții mei, cu tatăl meu, care a lucrat în ambasada României niște ani. Și am făcut în paralel două licee. Apoi am venit în România, am făcut ultimul an de liceu în România, pentru că sistemul lor are 11 clase, la noi erau 12 clase și n-aveau cum să-mi echivaleze, să-mi dea un an din bută, cum ar fi. Și atunci a trebuit să fac un an, ultimul an aici, mi-am dat bacul, am intrat la drept, am făcut dreptul, apoi am început să lucrez în televiziune mulți ani, am făcut apoi un master la jurnalism, la stat și acum, mai nou sunt din nou studentă, să zicem. Da, sunt din nou studentă, am luat examenul de admitere la masterul de nutriție și siguranță alimentară de la Facultatea de Medicină și Farmacie. Felicitări. Carol Davila, mulțumesc, București. Că a intrat la fără taxă, a intrat în primii 11 din ce am citit, ceea ce mi se pare remarcabil. Mulțumesc, mi-am dorit foarte mult să fac acest master. Pândeam de mult posibilitatea de a mă înscrie și de a putea da examen, pentru că acest master n-a fost accesibil până acum 2 ani tuturor, era doar pentru absolvenții de medicină și farmacie. Între timp suntem lăsați și noi, cei care n-am terminat medicină și farmacie, să concurăm, pentru că e un examen, înveți. Așa, și ce o să fii la final? Ce va scrie pe diplomă? Eu sper că o să fiu mult mai nutriționist decât sunt acum. Cam asta e. O să fiu consilier nutrițional și o să pot să fac ceea ce fac și acum în mare, dar practic, faptul că... Vei avea altă greutate... Ce puțin tu față de tine, din perspectiva profesiei pe care ți-ai ales-o. Da, mi-am dorit foarte mult să am și o astfel de diplomă. Diploma Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București e una cu mare greutate și mi-am dorit foarte mult să pot spune, uite, sunt absolventă de master la această universitate și abia aștept. Mi-au rechizite. Toate deciziile astea le iei de capul tău? Te consulți în familie? E adevărat, dacă nu prea mă consult, dar îi informez după ce se întâmplă. Vezi că urmează să fiu studentă, da, urmează... s-a schimbat programul, gata, nu mă deranjezi în zilele de până la ora nu știu care. Da. Vlad, stai cu tata, vă faceți program, eu sunt la facultate. Te vei duce efectiv la cursuri? Da, mă voi duce, pentru că e master la zi și contează foarte mult la examene, în sesiuni. Deci mă voi duce. Asta cât ține? 2 ani, nu? De 2 ani, da. 2 da. Ani de pregătire? Cu sesiuni, exact ca la facultate, și cu o lucrare de diplomă, cu un examen de diplomă la final, de licență. În care ți-ai ales acest domeniu de nutriție. Da. Mi se pare foarte tare. Mi se pare una mulțumesc dintre cele mai interesante decizii pe care le luat. Să știi că nu e singurul lucru pe care l-am făcut, pentru că m-a apucat așa, de unde mi-a venit pofta asta de a... parcurge, de a da mai multe examene. M-am înscris acum un an de zile la un curs online la FC Barcelona, la un curs de nutriție sportivă avansată. FC Barcelona și-a făcut și o platformă din asta de educație, unde oferă mai multe tipuri de cursuri, printre care și acest curs de nutriție sportivă avansată, care durează un an de zile. E un curs extrem de serios. Evident că el se plătește, dar nu treci de la lună la lună, nu treci dacă nu dai un examen, dacă nu pregătești niște lucrări și dacă n-ai în fiecare lună un punctaj de peste 70 cursuri de puncte. Cursuri ținute de nutriționiștii clubului? De nutriționiștii de la FC Barcelona și nutriționiști sportivi, da, recunoscuți pe plan internațional. Și iată-mă pe mine că am ajuns în luna noua, am trecut de toate aceste examene. Fiecare lună am dat câte un examen și am învățat în engleză, pentru că așa e cursul. Și acum urmează să-mi dau și examenul final și să fiu absolventă acestui curs.
de nutriție sportivă avansată. Tare, nu știam treaba asta cu FC Barcelona. Ai ales Barcelona, de ce? Am ales Barcelona pentru că... Madridul nu are un asemenea curs sau Real Madrid? Nu știu să aibă un asemenea curs. Mi-am dorit să fie cumva cineva specializat. Adică dacă la FC... Unde să înveți despre nutriție sportivă dacă nu la FC Barcelona? Să zicem, da. Da. Și pur și simplu am ales cursul lor pentru că mi s-a părut unul extrem de serios și nu m-am înșelat. Uite, chiar m-ai făcut curios și o să caut să văd da, dacă Real Madrid are de asemenea. Uite, eu n-am găsit, dar ăsta, cursurile lor, în general, sunt foarte căutate, tocmai pentru că sunt serioase și chiar înveți, adică nu e... Și după asta ți-am și ideea să obții și în România recunoașterea necesară. Am văzut că reușesc să susțin acest elit, cum gândește-te, eu 8 luni de zile, în fiecare lună am dat examen și ca să intru în examenul respectiv, trebuia să depun anumite lucrări. Și asta am făcut lună de lună și am luat peste 70 de puncte și zic, ia uite-mă că totuși... Înseamnă că pot să o fac și pe asta. Da, zic, dacă pot, ia să încerc. Asta ce, a venit cu niște privațiuni, nu ați mai mers în vacanțe, ați renunțat la niște... Noi oricum nu excelam la capitolul vacanțe, nu eram oricum... Dar de ce, nu aveți timp sau nu... Nu avem timp, programul nostru, în special al lui Mircea, nu ne permite să ne permitem, mai mult decât weekenduri. Da, deci pe city break. Da, pe city break în general. Și nu vă afectează treaba asta? Adică nu simțiți la un moment dat nevoia să... Sau tu, de exemplu, să nu-l includi și pe el în povestea asta? Eu am foarte multe lucruri de făcut. Liber? Da, și tu. Pentru că inclusiv învățatul ăsta al meu, gândește-te că eu de un an de zile, în weekenduri asta făceam în principal. Și nu, n-am...